Vreme caniculară și în acest weekend. Românii din vestul țării însă vor avea parte de ploi și chiar grindină. Mai multe informații chiar acum în rubrica Meteo. La noapte cerul va fi variabil în regiunile vestice și mai mult senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, iar minimele se vor încadra între 14 și 22 de grade. Mâine în sudul, centrul și estul țării vremea va fi caniculară și disconfortul termic se va menține ridicat, dar în restul zonelor valorile termice vor scădea. După amiaza, în jumătatea de vest a teritoriului cerul va fi înnorat, va ploua și vor fi descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Maximele zilei vor varia de la 31 la 37 de grade Celsius. La noapte în capitală cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 19 grade. Mâine în București canicula va persista, cerul va fi variabil, iar temperatura maximă va urca până la 36 de grade Celsius. Mâine la munte vremea va fi caldă, însă va deveni instabilă în masivele din jumătatea de vest a teritoriului, unde va ploua. Vor fi vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp în Carpații occidentali și în vestul Carpaților meridionali se vor înregistra cantități de apă de peste 60 de litri pe metrul pătrat. Vor fi între 22 și 28 de grade. Mâine, pe litoral, vremea va fi călduroasă, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Maximele se încadrează între 29 și 31 de grade Celsius, iar temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 26 și 28 de grade.